Cred că cea mai mare satisfacție a unui parlamentar e după ce își termină mandatul sau mandatele, nu e că i s-a făcut statui sau stradă sau așa mai departe. Sau că va primi pensie. Sau că va primi pensie specială. Din contra, când întâlnește omul pe stradă și îți mulțumește că datorită lui a luat pensia mai mare sau s-a trăit mai bine sau și-a găsit un loc de muncă. Dar ați văzut situații de genul ăsta găsit, în care alegătorii le mulțumesc sincer pentru... Da, au fost și legi care, multe legi erau de bun simț, dar care nu se dădeau. Și oamenii le mulțumesc deputaților sau senatorilor că îi văd pe stradă. Uite, domnule, am văzut că ai făcut legea asta, uite, acum e mai simplu, pentru că mi-ați modificat legea în felul următor. Copilul meu a beneficiat de acea bursă, de exemplu, sau de acel privilegiu.